42 de cazuri de infecții nosocomiale au fost depistate la Spitalul Municipal de Urgență din Roman de la începutul anului și până acum. Acestea au fost raportate Direcției de Sănătate Publică. De la începutul anului și până în prezent, la Spitalul Municipal de Urgență Roman s-au înregistrat 48 de infecții asociate asistenței medicale. Comparativ cu anul trecut, când în aceeași perioadă s-au înregistrat 42 de cazuri, în 2017 medicii romașcani au depistat 6 cazuri în plus. Infecțiile nosocomiale descoperite anual în spitalele românești plasează țara noastră undeva la coada clasamentului european, cu o medie de aproximativ 1% din totalul pacienților internați. În țările din Europa Occidentală, infecțiile asociate asistenței medicale apar la peste 5% din numărul total al pacienților. Vreau să spun că infecțiile asociate asistenței medicale nu pot fi eradicate. Aceste infecții au fost și vor fi în unitățile sanitare. Dar infecțiile asociate asistenții medicale care sunt înregistrate în unitățile sanitare se împart în infecții asociate asistenții medicale evitabile și infecții asociate asistenții medicale inevitabile. Intervențiile comune care ar fi pentru limitarea infecțiilor asociate asistenții medicale ar fi curățenie, dezinfecție și supravegherea în unitatea sanitară, utilizarea corectă a echipamentului medical, managementul dispozitivelor medicale și a instrumentarului chirurgical, igiena mâinilor, monitorizarea consumului de antibiotice, colectare corectă a deșeurilor. Una dintre cauzele care complică vindecarea pacienților cu infecții nosocomiale este rezistența la antibiotice. Datorită folosirii foarte pe larg a antibioticilor, o utilizare nejudicioasă a antibioticilor duce la apariția multor tulpini de agenți patogeni care sunt foarte rezistenți la antibiotice. Și acești patogeni, deci lupta cu acești patogeni este destul de dificilă. În aproape 90% din cazuri, infecțiile asociate asistenței medicale pot fi evitate foarte ușor. Cea mai mare importanță, cum zice, undeva se spune că la 90% dintre infecțiile asociate actului medical prevenibile, deci evitabile, cea mai eficace este respectarea igienii mâinilor. Atât de personal, pacienți, deoarece mâinile, de aici pornește tot lanțul de răspândire a acestor infecții. Chiar dacă în alte spitale din țară s-au raportat și cazuri de decese în urma unor infecții nosocomiale, la spitalul din Roman nu s-au înregistrat astfel de evenimente nefericite.